Parlamentarii liberali suceveni vor depune un număr de 8 amendamente la legea bugetului de stat pentru anul 2017 pentru alocarea fondurilor necesare unor investiții importante în domeniul infrastructurii. Amendamentele depuse sunt semnate și susținute de toți parlamentarii PNL de Suceava, respectiv senatorul Daniel Cadariu și deputații Ioan Balan, Bogdan Gheorghiu, Angelica Fădor și Dumitru Mihalescu. Printr-un prim amendament, parlamentarii liberali solicită suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu suma de 27 de milioane de lei pentru acoperirea întregii valori rămase de finanțat, de 63 de milioane de lei pentru finalizarea în cursul acestui an a șoseile de centură a municipiului Suceava. Contactat telefonic, deputatul PNL Bogdan Gheorghiu ne-a detaliat care sunt restul proiectului proiectelor vizate de aceste amendamente. Un al doilea amendament se referă la demararea lucrărilor pentru centura municipiului Rădăuți, o centură absolut necesară. Știți foarte bine că acolo, la Rădăuți, actuala centură trece prin oraș și oamenii sunt terorizați, multe case având pereții fisurați din cauza traficului greu care trece pe acolo prin Rădăuți. Este absolut necesară o centură în municipiul Rădăuți. Parlamentarii PNL am depus un amendament în acest sens, cerând alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru demararea lucrărilor. Un alt lucru care ne-a nemulțumit a fost faptul că nu s-a continuat proiectul legat de drumul expres Siret-Suceava-Pașcani, drumul care ar trebui să lege Suceava de București. Pe această rută Siret-Pașcani prin Suceava și am depus un amendament prin care am solicitat suma de 50 de milioane de lei pentru finalizarea studiului de fezabilitate al acestui drum expres. Totodată, parlamentarii PNL Suceava au mai solicitat suplimentarea bugetului Ministerului Turismului cu suma de 14 milioane de lei pentru finalizarea atât a lucrărilor la primul tronson al pârtiei de schi de Perareu, cât și pentru începerea lucrărilor la cel de-al doilea tronson. Un alt punct, cel de-al patrulea, se referă la pârtia de schi de la Rarău, celebra de acum, din păcate nu din motive turistice. Am solicitat alocarea sumei de 14 milioane de lei, 4 milioane fiind necesare pentru finalizarea tronsonului 1, iar 10 milioane pentru începerea lucrărilor la tronsonul 2 al pârtiei de schi de la Câmpul Lung. Un al cincilea punct se referă aici personal am avut o implicare mai activă, ca să zic așa, se referă la finalizarea lucrărilor la spitalul din Fălticeni. O altă lucrare care trenează de mulți ani și de multe guverne încoace. Și mi-aduc aminte că un coleg de la PSD spunea undeva prin februarie anul trecut că s-ar lega, dacă ar fi ai lui la putere, s-ar lega cu lanțul de cardul guvernului și tot ar finaliza spitalul de la Fălticeni. Acum are această ocazie, deși nu știu dacă mai e loc la gardul guvernului acum. Repet, 12 milioane de lei cerut prin acest amendament pentru finalizarea lucrărilor la spitalul din Fălticeni. În sfârșit sperăm că într-o zi se vor finaliza lucrările la spitalul din Fălticeni. Voi fi activ și voi pune umărul la tot ce înseamnă dezvoltarea în municipiul Fălticeni și în zona Fălticeniului, fără a ține cont de culoarea politică. De aceea am depus acest amendament și sper în susținerea colegilor de la PSD pentru finalizarea spitalului de la Fălticeni. Un alt amendament a fost depus pentru alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale de 15 milioane de lei pentru începerea lucrărilor la sala polivalentă din municipiul Suceava. Deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a menționat că și căminul pentru persoane vârstnice din Solca a fost inclus pe lista de amendamente ale parlamentarilor PNL, suma solicitată fiind de 700 de mii de lei. Acolo în situație, ați mai auzit, tot timpul au fost probleme acolo. Acolo e un număr de 70 de bătrâni și 30 de angajați care au grijă de cei 70 de bătrâni. Acești bătrâni donează întreaga lor pensie căminului, generând astfel un venit propriu de 300.000 de lei pe an. Doar că acest cămin, pentru a funcționa, are nevoie de 1 milion de lei pe an.
Deci, practic, o diferență de 700.000 de lei ar trebui să vină din bugetul de stat. Și în sensul acesta, noi am depus un amendament să aloce 7 miliarde de lei vechi pentru căminul de bătrân de la Soca, pentru a veni în completarea celor 3 miliarde de lei vechi pe care cei 70 de bătrâni strâng din pensiile lor acolo. Știți foarte bine că nu odată a fost riscul ca acolo acest bătrân să doarmă în frig și la vârsta lor acest lucru este foarte periculos. De fapt, la orice vârstă e periculos să doarmă în frig, doar cu atât mai mult trebuie să avem grijă de aceste persoane. Totodată, Gheorghiu a arătat că un amendament pe care parlamentarii suceveni îl vor susține este pentru alocarea de la buget a sumelor necesare pentru salariile angajaților Consiliului Județean și din instituțiile subordonate, ca urmare a creșterilor salariale, suma solicitată fiind de 36,2 milioane de lei. Deputatul PNL a făcut pe această cale și un apel către parlamentarii PSD pentru a susține aceste amendamente, întrucât, afirmă el, toate sunt în interesul județului Suceava. În ce am înțeles, am mai discutat cu colegi ieri în plen și am înțeles că cei de la PSD au fost foarte fermi cu amendamentele, spunând că nu sunt deschiși pentru a le discuta și cu atât mai mult au interzis tuturor parlamentarilor PSD să depună amendamente. De aceea fac un apel public către parlamentarii PSD, ei neavând voie să depună amendamente, să le susțină pe ale noastre, pentru că toate nu au nicio legătură cu politica, toate sunt în interesul județului și în interesul cetățenilor din județul Suceava. Și ați văzut și dumneavoastră, se referă doar la lucruri absolut necesare pentru dezvoltarea județului nostru pe de-o parte și de altă parte pentru acoperirea cheltuielor pentru a se putea plăti salariile oamenilor. De cealaltă parte, a fost contactat telefonic și deputatul PSD de Suceava, Ioan Stan, întrebat cum vor susține parlamentarii PSD amendamentele liberalilor. El a menționat că în acest sens va fi sprijinită inițiativa oricărui parlamentar, indiferent de culoarea politică. Am declarat, să declar încă o dată, orice inițiativa unui parlamentar, indiferent de culoarea politică, va fi susținută de către grupul PSD. Acum, deschizând firul de bugetul, pot să spun lucru că Suceava are cea mai mare sumă privind sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului, 122 de milioane și dacă parcurgem, o să vedem că la mare distanță de noi sunt celelalte județe care probabil au aceleași nevoi. Asta a făcut-o guvernul PSD. Dacă ne uităm la sumele pentru repararea, pentru întreținerea drumurilor județene, evident, suntem pe locul 3, foarte aproape de primul și al doilea loc. Ne uităm iar din nou, ne uităm bani pentru plătea de schi, aproximativ 5 milioane, 4,8 milioane mai exact, pentru plătea continuare lucrării la pârția de la Câmpul Lung. Pentru centura Sucevii, 35 de milioane, se pot începe. În ceea ce privește finalizarea lucrărilor la Spitalul Municipal din Fălticeni, deputatul PSD Ioan Stan a subliniat faptul că a avut discuții în acest sens cu colegii de partid, urmând ca banii necesari investiției să fie alocați printr-o hotărâre de guvern.